la 25 octombrie este sărbătorită ziua Armatei României. Cu această ocazie va fi arborat drapelul național la sediile instituțiilor militare, se va ridica marele pavaz la bordul navelor militare, maritime și fluviale și vor fi organizate ceremonii militare și activități comemorative în toate garnizoanele din țară, în teatrele de operații și în țările în care România are acreditați atașați ai apărării. Militar români din teatrele de operații sărbătoresc Ziua Armatei României prin organizarea unor ceremonii militare și a unor activități culturale și sportive, la care vor fi invitați și parteneri din coalițiile multinaționale. Ziua Armatei Române a fost marcată și la Vila Elena din Belgrad în organizarea ambasadei României în Republica Serbia. Ziua Armatei României a fost instituită prin decretul numărul 381 din 1 octombrie 1959 data 25 octombrie 1944, semnifică eliberarea de plină a teritoriului național de sub ocupația hortistofascistă, care s-a obținut prin lupte eroică a peste 525.000 de, mii de militari angajați nemijlocit în luptă între 23 august și 25 octombrie 1944. Între aceștia au fost uciși sau răniți circa 58.000. Piedrele provocate în amicului s-au ridicat la 89.934 de militari, dintre care 76.275 de prizonieri. eliberarea părții de nord-est a Transilvaniei nu a însemnat și încetarea luptelor duse la armata României, care a continuat războiul antifascist, alături de puterile Națiunilor Unite pentru liberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, până la victoria finală ajunse la frontieră din 1940. Divizele noastre menționă comunicatul Marelui Stat Major din data de 25 octombrie 1944. Sunt gata de un nou efort și de noi lupte alături de mari noștri aliați până la înfrângerea totală a forțelor germano-maghiare.